Da, bună seara, bine v-am găsit, o nouă ediție a emisiunii de ale Buzoianului. Ca de obicei avem subiecte de interes local. Tot ca de obicei, fiecare miercuri alături de noi este domnul Edmond Buga Sfinteș, liderul organizației județene a Partidului România Mare. Vă salut, domnul Buga, mulțumesc frumos ca de obicei pentru prezență. Vă salut și eu. Să prezentăm așa câteva din subiectele pe care le vom dezbate astăzi, numai eu cu domnul Buga și dumneavoastră doar prin intermediul SMS-ului, pentru că, din păcate, un Dorel care face niște lucrări pe aici a tăiat cablul de la telefon, de la campus, de la Rom Telecom, a târnat așa cablul acum pentru un copac, l-a văzut și domnul Buga Sfinteș înainte să intre în direct. Sperăm ca mâine să remediem problema tehnică, așadar astăzi fără telefoane, dar putem comunica prin SMS. Ăsta merge, da. Din fericire, da, iată, colegii din regie au și percutat, lăsând doar numărul de SMS pe ecran. Începem discutând despre celebra chiloțărie din piața centrală, care avem informații că, ca cum ne așteptam, de altfel rămâne la locul ei. O să discutăm despre... E o întrebare, cine scumpește de fapt apa la Buzău? Este această discuție. Ni se spune despre compania de apă că de fapt ea răi de la Uniunea Europeană scumpesc apa. Avem și o declarație a lui primarului Constantin Boșcodeală vis-a-vis de acest subiect. Discuție legată de consumul de semințe pe domeniul public. Este o isterie națională, s-a pornit zilele astea prin mai multe orașe din țară sau din ce în ce mai multe orașe din țară. S-ar interzice scuipatul de semințe pe jos. Așa, o să discutăm și despre desființarea echipei pentru trotuare de la Urbiserv. Am avut un viceprimar pe la începutul anului, se numea Sebastian Radu, care a realizat că trotuarele din municipiu arată sau se prezintă mai rău decât străzile și domnul Sebastian Radu la momentul respectiv a zis că, domnule, trebuie musai făcut o echipă specială de trotuare. Unii cu străzile, alții cu trotuarele. Așa cu trotuarele au de lucru ca și ceilalți. De altfel, dar a plecat domnul Sebastian Radu, s-a desființat și echipa pentru trotuare, ca de obicei fotografiile zilei trimise de telespectatori și alte subiecte în măsura în care ne va permite și timpul. Începem cu chiloțăraia, da? Au fost câte amânări, domnul Buga? Vreo 3-4 amânări. La ultima dintre ele ni se spusese că, domne, până în septembrie acuși, când începe școala, da? Le mai îi lăsăm până în septembrie, acuși când încep școala elevii și gata, încep și ăștia de la liceu, de acolo, de la Mihai Eminescu, facem curățenie în zonă. Probabil că nu ni s-a spus anul în care se va și realiza acest lucru, da? Cu eliminarea chiloțărei de la piață, sau când va începe școala, că școala poate să înceapă și în 2020. Avem o declarație a domnului Fănică Bârlă, da, viceprimar al municipiului Buzău. Ne spune domnul Bârlă că această amânare de fapt e una fără termen, sine die, ca să folosesc un termen din latină. Ascultăm. Administrația publică locală a municipiului Buzău a hotărât amânarea acestei mutări de pe strada Independenței, până la o dată ulterioară pe care nu vă pot comunica, pentru că nu știu. Acum, este un răspuns simplu, sec și ăsta este adevărul. Deci, administrația publică a amânat această transformare a străzii Independenței în zona Piața Centrală în altceva decât ce este acum. Da, am văzut declarația explicită a domnului Fănică Bârlă, chiloțăraia rămâne pe poziții în zonă, ba, chiar se dezvoltă. Am trecut și eu zilele trecute pe acolo, în partea cealaltă a pieței, zona Sfinții Îngeri, s-au extins mai puțin și ajung la stația de autobuz de pe Ostrovului, ăștia cu tonetele lor, cu tot felul de mărunțișuri. Domnul Buga Sfinteș, vă așteptați cumva la altceva? Aveați alte gânduri că se va putea întâmpla ceva în zona respectivă, ceva bun? Adică
Dumneavoastră mă întrebați dacă mă așteptam să-și dea chiloții jos de acolo primăria, de pe Tarabe. Nu știu, a spus că au fost câteva încercări de a-i da chiloții jos de pe Tarabe și nu au reușit. Probabil se lasă greu comercianții sau comerciantele respective. E dificil să poți să-i lași pe oameni în pelea goală acum în pragul toamnei. Poate suntem noi răutăcioși, sunteți dumneavoastră, postul televiziune foarte răutăcios, depuneți pe taraba publică această problemă a chiloților. Până la urmă, oamenii trebuie să umble și îmbrăcați, nu pot să umble... Bine, termen generic, adică nu numai chiloți să vând acolo, ci șosete, da, cei mănuși, mai mult, dar probabil chiloții sunt mai importanți și din cauza aceasta tot se insistă pe această temă. Mai ales că vine toamna acum, chiar este nevoie de... ustensila respectivă și cred că nici din toamnă nu îi va alunga nimeni pe acei comercianți. Dincolo de glumă și de aspectul jalnic al intrărilor în piața centrală, probabil există și o componentă socială. Dacă acei comercianți sunt oameni necăjiți care de-abia trăiesc din vânzarea acestor obiecte de îmbrăcăminte, probabil și edilor le vine greu să îi alunge. Probabil se gândesc și la acest lucru. Dacă în spatele acelor tarabagii sunt oameni de succes care mai au și alte afaceri, iar aceasta este una dintre afaceri, atunci nu există nicio scuză pentru faptul că nu s-a acționat mai rapid. Deci, poate să existe și acest aspect, se gândesc, băi, dăm pe oamenii ăștia afară, n-au din ce să trăiască și să iau de furat. Probabil nu o să aibă altă soluție. Dar parcă știu că sunt destule locuri libere și în piața de mărfuri dincolo, fosta piață de păsări, în care pot să-i mute pe distinși comercianți și în piața Gorbaciov și oriunde. Cât contează, domnul Buga, sunte și un alt aspect. Faptul că cei de aici votează ei și familiile lor numeroase, cât contează acest lucru în faptul că nu se ia nicio decizie? Există într-adevăr oameni care gândesc numai în termenii aceștia. Bă, ăla votează. Dar eu cred că mai mult pierd din această cauză. Nu credeți cumva că ăsta e factorul decisiv pentru care sunt tolerați acolo? Posibil să fie, nu pot să intru în mintea unor care îi mențin acolo, probabil ilegal, dacă nu au, așa parcă așa știu că nu au niciun fel de autorizație pentru domeniul public respectiv, dar calculul este greșit, pentru că sunt mult mai mulți oameni care sunt deranjați de aspectul intrărilor în piața centrală decât aceia care votează și fac un calcul greșit. Pot să piardă mai multe voturi decât sunt în realitate. Acest tip de comerț caracteristic în ultimii 25 de ani unei anumite etnii este tolerat în centrul orașului. Este rușinos acest lucru, pentru că totuși peste tot vorbim că Buzău poate să devină un oraș european, vorbim mai de proiecte europene. Cum spuneați dumneavoastră, am sesizat că Uniunea Europeană ne stabilește prețul la apă, prețul la aer și la alte chestiuni. Atunci ar trebui ăștia la Uniunea Europeană să arunce așa o privire și prin centrul Buzău și zică, mă băieți, parcă nu prea e în regulă ce se întâmplă acolo, parcă nu e chiar pe gustul nostru tipul ăsta de comerț. Nu o să-i mute nici în septembrie, nici în octombrie, o să-i mute la calendele grecești, ca să folosești ca dumneavoastră un termen latinesc. Adică, cred că niciodată sau în eventualitatea în care va veni o nouă administrație în fruntea municipiului Buzău, una hotărâtă, care nu neapărat că o să calce pe cadavre, dar care o să ia măsurile chirurgicale necesare pentru ca Buzăul să arate ca un oraș civilizat. Bun, am punctat acest lucru, deci nu mai avem la ce să mai punem această întrebare. Subiectul este închis cel puțin pentru următorul an sau până la alegerile de anul viitor din iunie. Băieții rămân pe poziții, în ciuda faptului că sunt foarte mulți buzoieni deranjați de acest lucru. Mai e un singur aspect, poate ar fost bine cei de la primărie să nu fi deschis acest
subiect, s-ar fi lăsat închis așa cum era. Dânsii s-au lăudat la un moment dat că nu rezolvă. Fără să-i întrebați? Fără să-i întrebați. S-au găsit să spună ei lucrul ăsta, domnule, o să facem treaba asta. Probabil pentru că și ei sunt până la urmă oameni calculați și cred că nici lor nu le convine că în centrul municipiului există o asemenea zonă, să spunem, da? Să nu zicem o zonă de infecție comercială, că asta nu este un comerț civilizat. Și probabil nu le convine acest lucru, dar când se treacă la fapte, s-au izbit de alți factori, de alte influențe, au constatat că au fost puși de cineva să vândă acolo la un moment dat, acel cineva are obligații, aceștia sunt un mănunchi de oameni care votează, sunt o etnie care nu trebuie persecutată, trebuie gâdilată la tălpi, sub braț, ca să fie veselă întotdeauna luna iunie din 4 în 4 ani. Da, mergem mai departe, următorul subiect, domnul Bugasfinte, și aștept și eu un răspuns de la dumneavoastră, să ne dumiriți vis-a-vis de această întrebare, cine scumpește apa la Buzău? Pe de o parte, ni se spune dinspre Onor compania de apă, domnule, degeaba discutați vis-a-vis de acest aspect, pentru că lucrurile sunt bătute în cuie sau scrise negru pe alb. În momentul în care compania de apă zice se a contractat acel împrumut de la Berd și a luat de asemenea finanțare de la Uniunea Europeană pentru îmbunătățirea sistemelor de alimentare cu apă și de epurare și așa mai departe, în momentul respectiv, când s-au semnat contractele, dar zic ăștia de la compania de apă, s-a trecut clar. 2009, apa se scumpește cu 5%, 2010 se scumpește cu 17%, 2011, 2015 cu 7%. Deci e un țintar din ăsta făcut câtă vreme ai alocat, ai primit banii ăștia europeni. Ăsta este bătut în cuie, semnat, parafat, n-are rost să mai discutăm. Da? Lucrurile sunt rezolvate, nici așa după un consiliu local n-ar trebui să mai discute, să mai voteze. Pentru că nu se poate modifica nimic. E de la Uniunea Europeană, e rezolvat. Pe de altă parte, l-ascultăm și noi pe domnul primar Constantin Boșcodală într-o declarație pe care ne-a dat-o acum câteva săptămâni. Da? Întrebat fiind de reporterul Campus TV, domnul Boșcodală, cu cât se va scumpi apa de la 1 iulie în municipiu și în județul Buzău. Deși lucrurile, pe de o parte, ni se prezintă că sunt bătute în cuie, da? Rezolvate. Domnul Boșcodală ne duce cu vorba și zice că nu știe și că nu se scumpește. Habar n-am. Dar poate nu se scumpește. L-ascultăm pe domnul Boșcodală. Stai să vedem dacă se mărește. Nu vă grăbiți. Să vedem ce a avis de ANRSC-ul, încă nu este. Din informațiile mele, ANRSC-ul a dat aviz favorabil. Domnul, o să vedem. Deci o să vedem. Oricum, prețul, să știți că era la noi aprobat din noiembrie anul trecut, ca toate ratele de inflație să fie băgate în preț. În momentul în care se mărește prețul, vă pot spune. În momentul de față, nu. Da, deci ce să mai înțelegem, domnul Boșcodeală și domnilor de la compania de apă, care este adevărul? Ori e bătut în cuie de așa de la Uniunea Europeană, ori îl hotărâm până la urmă noi aici. Citez în domnul Boșcodeală, stați să vedem, dar nu se scumpește. Nu știm, nu vă grăbiți. Să mărește cu rata inflației, ne spune domnul Boșcodeală pe de-o parte. Păi am avut rata inflației 1% în ultimul an. Mai puțin. Mai puțin. S-ar putea să avem, cum îi spune, invers, dezinflație pentru deflație pentru 2015. Domnul Buga, nu ați înțelegeți ceva? Să știți că eu chiar înțeleg, pentru că am studiat această problemă, am devenit curios. Eu când, și când devin curios, încep să studiez lucrul respectiv, pentru că nu-mi place să iau informații de la cineva, să-mi intre direct în cap și eu să nu le procesez corect. Și atunci, ce afirmație m-a intrigat ca să studiez această problemă? Afirmația domnului Tescaru, managerul acestei companii, care a spus așa, dacă, virgulă, Consiliul Județean, Consiliul Municipal și alte consilii municipale, respectiv de la Municipiul Săraș și Orășenești, nu vor mări prețul apei, nu contează. Noi o să le impunem cu acestor consilii diferențele de preț, pentru că la un moment dat au semnat, au fost de acord ca
această companie de apă să le gestioneze, să gestioneze toată această problemă și să stabilească tarifele. Și atunci eu m-am întrebat în ce țară e posibil așa ceva, ca un manager la o companie, indiferent că e de apă, de gaz sau de fum, poate să spună: bă, nu contează voi ăștia care ați fost aleși de cetățeni, ce vreți voi. Eu vreau să măresc apa și o să măresc pentru că voi la un moment dat a semnat un document. Așa ceva, bineînțeles că nu este posibil, și domnul Tescaru joacă la Cacealma, așa cum a jucat și în 2004, când a candidat la primăria Buzău din partea PNL, dar era omul altui partid. E puraș. Cum e în atletism? Era chiar măgăruș, pentru că era chiar omul altui partid direct. Și atunci a fost o poveste foarte interesantă cu alegerea viceprimarului, dar a defectat tocmai un consilier al PRM-ului, care a jucat la două capete, care a și fost viceprimar la municipiul. În fine, altceva asta. Deci m-a interesat acest lucru. Și atunci m-am uitat și pe contractul respectiv, de fapt pe documentele pe care chiar domnul Tescaru le-a pus la dispoziția presei, cred că vineri. Și în acel document spune așa, și e subliniat cu negru acolo, că aceste consilii trebuie să fie de acord cu tarifele trebuie să fie de acord cu tarifele la apă. Mă rog, nu este exprimarea chiar clară ca acolo. Și atunci pe asta se bazează dumneavoastră. Băi, a scris că trebuie să fiți de acord cu tarifele, nu aveți încotro. Dar mai departe, în contract se spune să nu scadă veniturile companiei. Și veniturile companiei înseamnă de la momentul în care au semnat acești primari contractele respective. Și ele nu au cum să scadă, pentru că tot timpul au crescut în perioada respectivă și nu pot să scadă niciun moment aceste venituri, deci nu este nevoie această mărire. Și această amenințare a domnului Tescaru către consiliile locale că dacă voi nu sunteți de acord cu mărirea tarifelor, o să vă impun sumele respective, este o simplă cacealmă. Nu poate să le impună nimic, iar aceste consilii locale sau Consiliul Județean sau Consiliul Municipal sau Orășenești, după caz, pot da în judecată și vor câștiga fără nicio problemă. Revin cu întrebarea mea, domnul Bugas Fintești. Cine scumpește de fapt apa la Buzău? La Uniunea Europeană sau este o decizie a companiei de apă, dar să ascunde pe undeva, este ascunsă adevărul? Conform legislației în vigoare, compania de apă propune acestor consilii locale, orășenești, municipale sau județeni, mărirea tarifelor, iar aceste, deci în definitiv, apa o scumpesc consiliile respective. Deci, la propunerea companiei de apă, pentru că la un moment dat ei au dat toată puterea acestei companii, care se pare că e cea mai mare companie. Și domnul Tescaru îi avertizează pe ăștia, da, pune presiune pe ei, ăștia votează, exact, acceptă. Din start, dumnealui a pus presiune pe Consiliul Local ca să accepte aceste măriri, care nu sunt justificate niciun fel, indiferent că spun de lor că au făcut investiții, nu poți face investiții numai prin scumpirea apei către cetățeni. În primul rând să se ocupe de calitatea apei, pentru că dumneavoastră spune că le va imputa sumele respective consiliilor locale, dar dacă cetățenii Buzăului s-ar duce să le ceară celor de la compania de apă la sediile lor să le plătească apă pe care oamenii o cumpără din supermarketul, pentru că nu pot să consume pe aceea care curge la robinet, ruginită, murdară, cu tot felul de stafilococinea, atunci cum s-ar conveni acestui domn? Deci compania de apă joacă la Cacealma. Da, avem pe ecran topul prețului la apă din țară, unde municipiul și județul Buzău, grație companiei de apă, ocupă locul întâi, cu 5,75 de lei pe metru cub. Sunt unii, să zicem, apropiați de noi, dar trebuie să facem și această precizare, că sunt și localități din țară care plătesc la jumătate sau la sfert față de Buzău. Ăsta este un al doilea top care include apa și canalizarea, da? Cu Constanța pe locul întâi, cu 9,57 de lei metru cub. Piteștiu pe 2, pe 3 vine Buzău cu aproape 9 lei. Da? Și aici trebuie să facem această precizare. Până la urmă, tot Buzău este pe primul loc, pentru că la Buzău se mai percepe și taxa pe apa de ploaie.
Ăsta este topul la nivel național. Despre lucrul ăsta se vorbește mai puțin așa despre compania. Și să coroborăm faptul că plătim cea mai scumpă apă cu faptul că suntem fruntași la șomaj aproape 9%, că veniturile cetățenilor județului Buzău sunt cam la jumătatea veniturilor cetățenilor din țară. E București la un moment dat acolo, după Buzău, dar veniturile sunt categoric mult mai mari în municipiul București decât în Buzău. Mai am o întrebare. Am mai văzut acolo, înainte am o întrebare, apă meteorică. În viața dumneavoastră ați mai avut asemenea tâmpenie să plătești apa de ploaie? Asta e o tâmpenie, o găselniță, o invenție, cum a fost fumăritul pe vremea fanarioților, sau era în vremea lui Paisie Vodă taxa pe oaia seacă, adică pe oaia stearbă, inventase ăla o taxă. Sau și chiar și Mihai Viteazul inventase pe cornăritul boilor și ca taxe nemai văzute. Așa e și asta, apa meteorică. Și țin să spuneți lucrul acesta, pentru că am constatat că în luna trecută, în factura care a venit pe luna trecută la administrație acolo, am de plătit și eu și probabil toți buzenii 4,25 de metri sau 4,75 taxa apă meteorică. Pe ori în luna iulie nu a plouat. A plouat în județul Buzău și nu știu eu, am dormit toată luna și trebuie să plătești apa care n-a plouat. Unii dau o explicație, domnul Bugas, dau explicație la lucrurile astea. Sunt 800 de angajați la compania de apă cu salarii frumușele, ăștia trebuie să-și primească în fiecare lună salariile. Și de asta plătim taxa pe o apă care n-a plouat? Indiferent dacă plouă sau nu plouă, dacă apa e curată sau murdară. Ați văzut cârdurile de cetățeni care încolonează popa, îi scoate pe câmpuri și se roagă să plouă, da? Nu, acum buzoienii, ce trebuie să facem? Să stăm, Doamne, nu plouă, că ne lovește asta iar cu vreo taxă, iar plătim luna asta din seacă. Și atunci când plouă, ce facem? Stăm așa? Știi? Eu chiar m-am gândit la un moment dat, apa mea de ploaie s-o strâng separat, să-mi fac o barcă acolo și să mă plimb cu barca prin centrul Buzăului. Pe acolo numai în zona mea, nu bag prin canalele respective. Mai am o întrebare, domnul Bugas Vinteș. Investițiile astea ale companiei de apă din județul Buzău, v-ați uitat și noastră pe hârtiile pe care le-a pus la dispoziție compania de apă, poate că ați văzut că acolo că 80% din sumă sunt fonduri nerambursabile asigurate de Uniunea Europeană. Păi deci banii ăștia nu trebuie să dați înapoi. Era o explicație dacă trebuia să dai ceva înapoi, dar nu trebuie să dai banii ăștia înapoi. În condițiile astea, ce interesează pe ăștia de la Uniunea Europeană cât e prețul apei la Buzău? Nu, v-am spus, asta este o găselniță. Cum merge politica românească și mai ales și politica asta noastră locală? Cu șmecherii, cu amenințări, se bazează pe faptul că nu se informează consilierii, că le e teamă, că ajungem la DNA dacă nu facem, că am semnat o hârtie, au semnat niște primari, niște hârtii pe atunci și acum nu ținem cont de ele și ne bagă tescarul la Zuhaus. Mi se pare, nu știu cum tolerează consilierii județeni, consilierii locali, ca cineva să spună, dacă nu adoptați o anumită hotărâre, ați înfeștelit-o. Știți? Asta este și trafic de influență până la urmă. Ce înseamnă asta? Plătiți din buzunar. Dar cum să-l ameninți consiliul local că dacă nu e de acord cu tine, o să plătești? De ce să plătești? Declarația domnului Boșcodeală, cum o încadrați? Cază ce spunea domnul Boșcodeală? Nu știm, domnule, să vedem, s-ar putea să... Da, e o declarație mai veche și dumnealui atunci nu era convins că se va mări Păi și cum rămâne faptul că e bătut în cuie mărirea, e bătută în cuie? Nu este mărirea bătută în cuie. Aceasta este interpretarea domnului Tescaru. Aceasta nu este bătută în cuie, pentru că era bătută în cuie domnului Auraș Tereacă, nu trebuiau aprobările consiliilor locale. Dacă era de ce mai trebuie aprobarea unui consiliu local dacă e bătută în cuie? La ce mai vii la mine, nu? Exact, și eu îmi pun această întrebare. Și n-ar mai trebui pusă pe ordinea de zi. Adică pun numai de ce să luăm act că ai mărit tu taxă? Nu, este o vrăjală. Faptul că sunt 800 de angajați acolo, acum deci este destul de mare, pentru că în Buzău am înțeles că nu există în acest moment nicio companie, nicio unitate care să aibă mai mult de 1000 de angajați. Asta e un lucru prost, pentru că sunt locuri de muncă puține și poate este asta, din cauza asta avem și șomajul ăsta de 9% în acest moment. Dar într-adevăr, compania și-a extins lucrurile, s-a dus și prin pogoanele, și prin pătărlageri, și prin alte comune, Merei, încolo, toată zona respectivă, poate au nevoie. Nu știu dacă sunt mulți sau sunt puțini, dar eu cred că sunt mulți, pentru că de aceea și-au cumpărat și hotelul Crâng, unde să se joace și ei de-a mama și de-a tata pe vremea asta caniculară. Da, citim și ați spus dumneavoastră că 80% din fondurile care s-au derulat lucrurile sunt fonduri europene. Asta este un punct
o bilă albă, ca să spun, pentru ei, că au atras fonduri europene. Acum le-au atras prin parteneriate cu comunele respective, aceasta prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, probabil, la care are inițialele ADI, și au reușit să facă niște lucruri bune. Dar să nu-și mai ascundă nerealizările personale, nerealizările manageriale, în spatele unor contracte încheiate cu alți parteneri și pe spinarea simplului cetățean. Pentru că ei asta fac. Bun, citim din mesajele venite de la telespectatori. Să nu vă mai mirați în aceste condiții că pensionarii merg cu bidoanele în crâng sau prin parcuri pentru a-și umple recipientele cu apă. Unii au venituri foarte mici, ăsta este modul lor de a face economie. Stai, nu înțeleg, în crâng nu-i tot, există alte surse de apă decât asta? Se duc oamenii la Cijmea, da, am văzut și eu, se duc oamenii cu venituri reduse, cu bani mai puțin, mai săraci, da, cu bidoanele, da, la Cijmea, Parcul Crâng, și umplă de acolo, de la Cijmeaua publică, da? Și nu mai consumă. La Cijmeaua publică nu-i tot apa asta care curge și... Da, dar nu mai plătește omul acasă. A, să nu mai plătească. Dă drumul la robinet, înregistrează apometru, da? Apometru, da, am înțeles ideea, să facă economie, să facă economie de bani, și dar... să ne spune telespectatorul să nu ne mai mirăm când vedem astfel de oameni că procedează în felul ăsta. Dacă ar fi existat o calitate a apei absolut normală, nu spunem extraordinară, normală, în care omul să poată să consume apă de la robinet, să poată să facă mâncare, nici mâncare nu poți să faci cu apa asta care curge la chiuvetă uneori, atunci poate omul ar fi înghițit, ar fi tăcut, ai că au făcut investiții, au cumpărat și ei hotelul la săraci, n-au bani să-l plătească, au și ei afacerile lor acolo mizerabile pe care nu le pot finaliza. Dar când îți curge apa de ieși din baie, deci că ești Mobutu Sese Seku ăla din Zair, când ești din negru, din apă, din cadă, din cauza calității proaste a apei, atunci te și revolți. Mă, frate, ăsta pentru ce vrea să mărească? Să fie mulțumit că o plătim și pe asta așa. Ei nu se gândesc că există foarte mulți cetățeni în municipiul Buzău și săraci. Săraci nu-și pot permite să cumpere un bidon din ăla cu apă de la nici cel mai ieftin bidon de la supermarket. Și oamenii aceia consumă apa aia pentru că noi ne revoltăm și a pus asta în emisiune aici în sticle, cu rugină, cu alte suspensii nenorocite, cu fier, cum spunea cineva într-o emisiune. O consumă și o consumă copiii, se pot îmbolnăvi, sunt o grămadă de probleme. Am avut pe cineva care mi-aduc aminte în urmă cu vreun an, era ceva, lucrase la schimbul 3. Fusese schimbul 3, a ajuns dimineața acasă, a mâncat omul ceva, a intrat în baie fără să aprindă lumina și s-a spălat pe dinți. Între timp a venit soția și a văzut cu ce apă să spălase omul. Ce-a picat dinți. Da. Vis-a-vis de ce a spus noastră cu apa meteorică, un prieten al emisiunii noastre ne spune așa, că aia a fost de fapt apa care a căzut din transpirația noastră căzută pe asfalt. Orice apă care o pică să contabilizează. Se contabilizează la compania. Deci a fost cald, am transpirat mult, de aia plătim mult. Acum, ca să respectăm realitatea și să fim în pas cu calitatea apei pe care ne-o furnizează această companie, trebuie să schimbe denumirea în compania de apă murdară. Și atunci ar fi profund justificată. Da. Dacă am vrea să scăpăm de chiloțar, ne scrie un telespectator, acest lucru depinde doar de noi. Să nu mai cumpărăm, să nu mai cumpere nimeni de la ei și atunci vor pleca ei de bună voie, scrie un telespectator. Acum nu putem să umblăm toți fără chiloți. Acum trebuie să mai cumpărăm din când în când. Da, nu mai cumpărăm de acolo. Acolo e principalul punct de atracție al orașului. Deci de acum încolo când vine, e harta asta turistică, s-au făcut și de astea multe puncte turistice în care s-au îngropat foarte mulți bani, s-au furat și pe acolo. Ar trebui să fac un punct turistic în Buzău, prin ce e numit? Cârnații de Pleșcoi, Covrigii de Buzău, Măgura și acum vin chiloții de Buzău. Chiloții din Piața Centrală, știi? Care sunt la concurență cu ardeii Capia, cu ardeii Bianca și cu roșia de Glodeanu Țiliște. Un alt mesaj bun. Ce ne facem cu mesele de pe trotuarul de la TES, de lângă liceul HD-ul?
Am mai discutat acest subiect. Am mai vorbit în emisiunea acum vreun an de zile, chiar pe 10 iulie 2014, mi-aduc aminte. Trecem cu cărucioare cu copii mici printre mese, ne scrie telespectatorul nostru, cu toate acele mirosuri de la cărciume, cu băuturi alcoolice, dar și unele cuvinte necuvenite pentru tineri. Buzoienii sunt renumiți pentru vocabularul lor academic și nu folosesc termeni licențioși, mai ales când iau masa pe trotuar. Acum, nu știu, aproape la o aprobare. Știu că atunci li s-a dat și o amendă. Dacă au o aprobare, ce să le faci? Păi nu, atunci se zice că s-a dat amendă. Li s-a dat amendă pentru că făcuseră treaba asta fără să obțină aprobare. Așa, da. Au obținut aprobare. Apoi au mers oamenii cu hârtile, au obținut aprobare și... Am trecut pe acolo și eu m-am mirat. În primul rând, ca și consumator, cum să stau la masă aici pe stradă, între trotuar și stradă, pentru că se trece pe trotuar și treacă lumea și eu să beau și să mănânc și să trebuie să fiu un pic și dus cu pluta, tu ca și consumator să stai acolo și să te dai mare, probabil să te vadă ceilalți, bă, am fost la terasă la test și dacă ați fost dumneavoastră primar, domnul Buga Sfinte, și ați fi dat o astfel de aprobare? Niciodată. Deci niciodată n-ar fi existat nici chiloți în piața centrală, de aici piața sunt fructe și legume. Toate lucrurile ar fi fost la locul lor. Eu sunt făcut dintr-o altă făină, nu sunt făcut din tărâțe. Și... Dar de ce credeți că în cazul ăsta de aici, de la TES, cum îi zice terasa respectivă, clubul respectiv lângă HD, de ce credeți că s-a dat acea aprobare? Chiar n-am idee. Mi se pare... cei de la primărie... Acolo sunt 5, 6, 7 mese care toată ziua sunt goale, mai rar, mai pe seară vezi câte una. Nu dau seama ce au vrut să facă. Cei de la primărie nu s-au uitat ce e acolo. A zis, dom'le, o încotereasă. A, da, dom'le, semnăm aici. Cum? Așa, pum. Plătiți? Nicio problemă. Sau s-au uitat ce e acolo și totuși au zis... Nu s-au uitat. Nu, dom'le, nu e... Se lucrează mult pe prietenii. Buzău este un târg mic, oamenii sunt prieteni și hai, bă, să lăsăm și pe ăsta, are și el necă, fi plâns și el, am datorii pe la cămătari, pe la bănci, pe la asta, hai să mă dezvolt, mai câștig niște bani dacă mă extind pe trotuar. S-au închid ochii. Dar asta a semnat ca primarul, că este, te duce la pușcării. A semnat ca primarul, s-au semnat multe lucruri ca primarul în țara asta și pe urmă s-a trezit oameni până la urmă care nu au avut intenții rele, dar au semnat acolo, a venit și Vasilica, a să-i dau și lui aprobare acolo, i-am dat-o și pe urmă s-au trezit pe la DNA și pe urmă s-au trezit și condamnați la închisoare pentru că nu au studiat cu atenție probleme. Nu cred că e cazul acestor 5-6 mese câte sunt acolo, mi se pare și de prost gust, v-am spus, și din punct de vedere al consumatorului și al trecătorului, vedeți, îi deranjează că trec pe stradă, mai treci și copiii sunt pofticioși dacă văd la ăia chestiile alea pe masă. Niscaie domnișoare care primesc niște cuvinte, știu că și asta a fost reclamație întemeiată. E posibil să primească cuvinte, dar e posibil să le și provoace, pentru că dacă ai o față de aia de mironosiță și treci, îți vezi de treaba ta, nu cred că se leagă niciun zlătar din ala de tine. Dar dacă te miști în figuri prin zona respectivă, primești ceea ce meriți. Da, luăm și noi o scurtă pauză de publicitate, revenim după câteva minute, discutăm despre semințe, echipele pentru trotuare desființate de la Buzău, fotografiile zilei și nițică politică, dacă mai avem timp.